Amorțel și durere supărătoare de mâini care se accentuează noaptea? Senzație de arsură în palmă? Tendința de a scăpa lucruri din mână? Sunt doctorul Vladislav Demnar și îți voi împărtăși din experiența mea clinică despre astfel de suferințe pentru ca tu să fii cel mai bine informat și astfel să poți lua decizii bune. Recomand ca oricine suferă de aceste simptome să urmărească acest video până la capăt. De ce? Pentru a nu-ți pierde timp prețios și bani pe tratamente neadecvate și, cel mai important, pentru a nu-ți pierde sănătatea prin agravarea afecțiunii. Pentru mai multe materiale video, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Primești informații gratis, iar pe mine mă motivează să fac în continuare materiale video de calitate. Apasă clopoțelul, dă un like și lasă un comentariu dacă găsești materialul meu util. Astfel vei fi notificat când public un video nou pe YouTube. Dar hai să vedem ce este cu aceste furnicături și amorțel de mâini despre care toată lumea vorbește, iar mulți oferă tratamente miraculoase, exerciții sau alifii care promit să te scape de suferință. Să începem cu cea mai frecventă confuzie. Dacă îți amorțesc mâinile, sigur este de la o spondiloză cervicală sau de la reumatism. Adevărul este că poate fi și de la acestea, dar cel mai frecvent nu este așa. Dacă ai auzit astfel de păreri, fără a avea la bază și argumente și niște investigații, trebuie să spun că peste 50% din pacienții care ajung în final la noi în clinică pentru tratament au un istoric de mulți ani de suferință. Au luat diverse tratamente simptomatice pentru reumatism sau spondiloză cervicală, dar fără efect. Un video detaliat despre această confuzie găsești mai jos în descriere. Ce pași trebuie urmați pentru a elimina astfel de confuzii? Tratamentul trebuie să fie oferit doar în urma unei evaluări complete asociate cu investigații. Astfel se stabilește un diagnostic precis completat de stadializare. Dacă se confirmă afecțiunea numită sindrom de tunel carpian, cum se întâmplă de cele mai multe ori în cazuri cu amorțel de mâini, este important ca tratamentul să fie adaptat stadiului de severitate. Află cum facem noi evaluarea când apar astfel de simptome în materialul video atașat în descriere. În practica mea medicală consult mulți pacienți ajungi la noi la Vita Clinic cu sindrom de tunel carpian în stadii severe, care credeau că suferă de altă afecțiune, luau tratament pentru recuperare fără niciun efect. În concluzie, întâlnesc frecvent erori de diagnostic și, în consecință, tratament fără efect. Las în descriere un material video detaliat despre această situație. Dacă după evaluare și investigații se confirmă afecțiunea numită sindrom de tunel carpian, aceasta, așa cum am mai menționat, trebuie stadializată. Stadializare egal stabilirea severității bolii. Doar în urma acestei stadializări putem ști care este tratamentul necesar. În cazul în care se aplică tratamente neadecvate, afecțiunea se agravează lent și în stadiile medii începe degradarea nervului median. În stadiile severe, evident, degradarea este și mai pronunțată. Într-un alt video dedicat, poți vedea imagini intraoperatorii cu degradarea nervului median în sindromul de tunel carpian. Îl găsești tot în descriere. De asemenea, în descriere găsești un video cu mărturia unei paciente care, la două clinici specializate în tratamentul sindromului de tunel carpian, una dintre acestea fiind Vita Clinic, a avut două experiențe total diferite. Tot în descriere am pus un link cu un playlist cu multe alte materiale video scurte, informative despre sindromul de tunel carpian.
Pentru a fi corect informat, caută întotdeauna surse sigure, iar pentru sănătatea mâinilor tale, ai grijă pe mâna cui îți lași mâna.